Moarte cumplită pentru un bărbat din județul Vâlcea. Acesta și-a pierdut viața în urma impactului violent dintre un tir și un autoturism. Bărbatul se afla în autocamionul care a luat foc imediat după impact. Salvatorii au intervenit de urgență la fața locului, însă șoferul tirului nu a mai avut nicio șansă. A rămas prins în mașina care imediat după impact a luat foc. Polițiștii urmează să stabilească dacă bărbatul a murit din cauza loviturii sau din cauza incendiului. Totodată ei au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.